Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip în care fac un clickbait mizerabil, cel mai probabil. Astăzi se pare că vom avea o luptă absolut crâncenă. În caz că ați văzut episodul trecut, mi-a dat crash jocul înainte de ultimul match și matchul ăsta de fapt îl simulasem. Așa că, dacă tot o să am un match tag team mai încolo, o să fac episod doar cu matchul ăsta și matchul tag team. Și o să fac un clickbait probabil bazat pe Dorian, că e foarte popular omul. Deci o să pot crește pe spatele lui. Oricum, vedem dacă îl putem bate. Eu am 86, el 92. Probabil o să mă usuce. Sau 93 are, undeva pe acolo. Nu, 92, 92 are. O să mă usuce Dorian, nu se pare. Opa, se pare că... se pare că am un mic bulan. Bike traficul m-a ajutat aici și l-a atacat pe Dorian. No, Maruse, te pup, mersi. No, cât bulan s-ai? Cât bulan s-ai? Bine că i-am făcut rivali. Bun, și să înceapă meciul. Aaa, ce-a sărit ăsta. Publicul urlă NXT, deși este de fapt BCW. Au. Bun, deci eu am momentum în stânga. Să vedem ce mă aruncă aici Dorian. Uai că vreau să fac un match frumos împotriva lui. Și l-am atacat aici cu un genunchi și sar cu toată forța pe el. Toată greutatea, ia direct. Pum din gură. Am nervi acum. Filmează? Filmează, bun. Ok, mă feresc aici. Hai că până acum ce fac e destul de realizabil. Și asta e realizabil. Mă mai apucă uneori. Au. Ok, îl atac la ficat și îl scot din ring. Nu trebuie să mă culc pe ureche pe fapt, cu faptul că ăsta e demeguit. Pentru că... uite și tu cu cine mă bat. Cum arăt eu și cum arată el. O să-mi dea asta un damage. Trebuie să folosesc viteză, ceva ce în realitate nu prea am. Da, e, dacă în joc aici n-am putut să-mi fac burta, se mai întâmplă. Și m-a aruncat. Și face și taunt ăsta. Hâț. Dracu mai zice într-una hâț. Aș putea să bag un match între ăștia doi. De Dracu și Dorian. Cerca să-l atac, dar degeaba. Opa. A vrut să-i întorc pumnul ăsta. Ia stai jos. Nu cred că aș putea să-l iau să-l arunc așa. La câta monstru e. Dacă tot îți mai ușor ca el. Folosim chestia asta. Boom. Și-a resetat și numărătoarea. Hai, ridică-te. Iar ridică-te. Hai bă. Încerc să-l împing în corzi. Așa, bun. Și acum, semnătura. Hai că l-am uvineții puțin, văd. A, ce m-a prins aici și... s-o crezi tu, boom! O frumusețe de clothesline. Hai să facem un tan. Hai să vă aud, urlați aici, tovarășii mei. Mai sar o dată pe el, direct pum din gură. Aș putea să-mi umblu un pic la personalitate, să mă fac undeva între heel și face. Ok, atacăm spatele. Hai să mă sui pe colțul ringului. Elbow. Și mă sui și pe colțul ăsta. Și mai am o manevră, cred. Dacă ținem apăsat. Încă un elbow. Asta ar fi o idee bună de manevră. Cât un saldă pe fiecare colț a ringului. Și, ia, așa. Splash. Vrea să mai sargi de pe un colț. Mi-am încercat norocul. Hai că-l atacăm aici. Ia fiți antenă ce fac. Ești de ring.
Ia-ș picioarele, am zis că mă forțez de viteză, hai că-i dăm cu viteză acum. Și... ole! Zaca Ronaldo. Si! Publicul, this is awesome. Tăm, 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 tăm. Ați așa. Vibră telefonul, nimic interesant. Mi se fulfie. Bun. Cum e, hâțule? E distrat? Hai. Ridică-te. Ia să le iau așa din picioare. Voi avea vreun dropkick sau ce-i dau așa? No, a ratat. Au. Opa, își dă comeback-ul. Ah, fuck. Și își dă comeback-ul. Ah, da, n-am lăsat, n-ați văzut intrarea, din păcate. E făcut după John Cena din 2013. Așa că omul nostru are manevre la îndemână. Au, mi-a spart capul. Acum am de finish semnătura. Fuck, a recuperat acum. Exact ca John Cena, și-a bătaie tot meciul și dintr-o dată revine, spectaculos. Ia, vrea să-mi dea acum. Attitude. Adjustment pe care mi-l prinde. Nu mă așteptam să ies așa ușor. Gata, l-am enervat, acum mă atacă. Boom. Ce ăla am fost. M-a demejuit complet. Ok, chain wrestling. E deștept, a pus. Ok, că m-am prins, cum se ies. Mă împing în picioare numai ca să mă ridic. Tot așa l-a ficat cu ultimele mele puteri. Uuuu, am vrut să-i dau un cap în gură și mi-a întors. Dar nu ți-e așa ușor. O frumusețe de cot. Hai să-i dau așa, i-am dat un Judas Effect. Îi pun un pin. 1, 2. Era culmea să iasă. Am și un țânțar pe aici. Hai să ne uităm sub fustă alea. Nu mai am vreun finisher. Na, a finisher, pardon, OMG. Hai să-i dau aici un. Pff. Un Dirty Deeds. 1, 2. A dat cu resiliency. Ia stai în colț. Mamă, de aici puteam să-i mai dau un. Un OMG, trebuia să fie pe partea asta și dădeam un... sunt țarul mătii. Dădeam un DDT de pe... s-a ferit. Dădeam un DDT de pe apron. Foarte periculoasă manevra aceea, absolut devastatoare. Bun, îl prind aici de jos. Hai că încă nu dau comeback-ul. Nu-l forcesc, îl păstrez. Hai să încerc să atac așa. Fuck. Boom. Și un elbow. Încă unul. Puff. Încerc să-l atac așa, poate-i spar capul. Dar mi-ntoarce. Îmi bagă degetele în ochi și mă scoate din ring. Cred că o să facă taunt acum. Exact ce ziceam. Face taunt omul nostru. Ar fi o idee să mă îmbrac o dată ca și caracterul meu ca să vedeți cât de mult seamănă. Da, cred că v-ați convins că seamănă. Cred că ce-i drept am părul un pic mai lung. Și barba mai scurtă. Dar nu le poți avea la perfecțiune, nu? M-a prins un powerbomb. Rope break. Ne, nu ți iese așa. Mai am un reversal. Hai să încerc să... o folosesc de... faptul că e fraier și... a mers până...
Am vrut să-i dau la Reatu, dar încerc un... Boom! Un perfect plex. Trebuie să schimb manevra asta cu ceva mai șmecher. Dacă vreau să mai fac un salt acum. Și cu taunt. Așa, atacă în spatele Dorianului. Bun. Și mi-ntoarce, au. Mamă, Sunset Flip Power Bomb. Și am ieșit. Hai că am început să mă reobișnuiesc cu sistemul ăsta de, cum să spun, de ieși din manevră. Ok, am rezolvat. Hop. Running Bulldog. Ce furtună vine la mine aici. N-a reușit să-i spar capul. Chop. Pe care îl întoarce. Oh, cum a fost asta. Na. A, e pin. M-a liniștit. E pin. Am crezut că e mai rău de atât. Am crezut că îmi pune submission. A, are și... Când i-am spart, mă, capul? Când i-am spart ăsta capul? Bun. Running Bulldog. Hai, charge finisher, hai. Hai, vino încoace, hai, vino încoace. Și... Da, o să-și dea cu Rizinesi, dar mai am un finisher pregătit. Și a ieșit. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Relu, ce faci, mă? Ce faci, mă? Ia vino încoace. Hai, încă un Dirty Deeds. Pinu! 1, 2, 3. L-am făcut pe fraier. Câte aveți rerolere, am timp să răspund la mesaje. Lăsăm pe al nostru NPC-ul se bucure. That's a big win. Although there was a moment there where I thought it was going to go the other way. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over. Breakout. Unde-o fi asta? Cred că e după ring acolo. Asta e așa. Ok, dăm cu acest scaunul. Eu când eram la școală, aruncam prin clasa așa, se aruncam cu scaune după colegi. AQ. Ok. Ne-am ăsta aici și hai să luăm pe hâț. Hâțule, ia vină încoa. Aici? Unde-i, mă? A, e aici! Nu l-am văzut. Am crezut că era pe partea cealaltă. Am crezut că e pe... Nu l-am văzut că era aici. Back in from the floor. Hai! Ia trece aici. There's the Irish whip. Oh boy, he is rolling. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Hai, mă, n-am apucat să dau încă un finisher. Hei, măcar am aruncat capul în scaun. De ce mi-a crescut? Am devenit mai egoist, mi-a crescut respectful-ul și bold-ul. E bine, n-am aliați, ăsta e dinamic, ce a scăzut egoist, mai a scăzut disperarea, a crescut powerly, deci e fricos. Bun, hai și main eventul această seară, un match tag team, să vedeți aici frumusețea e tag team.
Buckle up because we have a contest that's going to blow the roof. Și evident o să jucăm cu al nostru Galu. Poate nu mai dă crash jocul. Poate. Poate. O să jucăm cu Draco, dar vom juca și cu Galu, care este printre cei mai slabi din această serie. Poate puteam să-i modific puțin barba aia. El o are mai altfel, mai aranjată, dar am vorbit cu el recent. S-a și îngrășat, i-a crescut și barba, nu mai e îngrijit. Aia e depresie de la Corona. Dar schimb, Draco chiar a ieșit, exceptând marginile așa că el stă cu căștile și nu prea se observă acea bucată din el. Drept așa și chiar e el. Deci chiar mi-a ieșit Draco. Bine că și-a pus codiță de aia. Să fie mai unic. Intră acum și al nostru Galu, poate nu mai... Pardon, intră acum Draco. I-am încurcat. N-am auzit melodia. O dau cu pietre. Ia uite-l. Dar l-am mai văzut pe Draco. Nu, n-ați văzut intrările lui Alpaca și lui Red. Lui Alpaca nu a intrare prea wow. Alpaca lui Dariel. Alpaca lui Dariel Red. Îți deștept și eu. Intrarea lui Dariel Red e mai mișto. Intră acum Alpaca la Bagion. Ceau că fă. Cred că l-am făcut un pic cam prea solid. Dar să-l fac și cu un câine după el. Tesi sau cum se chema acel câine. Așa și acum, uitați aici, intrai mișto ce am pus lui Red. Dacă ar vedea, ar fi mândru de ce vede. Dar bine că nu bă văd deloc, că e întuneric rău la mine. Dar nici ca prin becul. 16 minute doar. O să dureze meciul ăsta să fac jumătate de oră măcar. E bine că îmi crește acum timpul de vizionare, minutele. Mă ajută. Și vă că vă uitați și voi, adică nu dați skip la video, stați pe premieră, că statistic vă că vă place. Da, nu sunt artificii. L-am făcut după Dariel Red, după l-am făcut după Jeff Hardy, așa. Trebuia să aibă niște artificii și l-am făcut cu geacă și cu căciulă, pentru că când l-am făcut eu, avea el un mim. Că n-are căldură în casă și stă cu geaca pe el și cu căciula. Și avea o geacă de genul ăsta verde și o căciulă la fel. Sau undeva pe acolo, nu mi-a ieșit aceeași culoare. Și era vopsit așa, nu era blond. Bine, acum nu știu ce culoare. Știu că s-a făcut blond la un moment dat, nu m-am uitat de mult. Dacă va avea șuvița asta așa. Trebuia să-l fac cu buzele roșii. Dar nu pot să le fac buzele roșii la ăștia. Doar dacă îi dau cu ruji. Dar nu îi dau cu ruji. Gat. Se vede că... Îi moare rău Draco pe lângă ăștia. Aș vrea să fac o echipă cu ăștia doi. Cu Galu și cu Draco. Pentru că na. Le-ar sta bine. Unus... Stai mă că eu sunt noob. Eu acum îl controlez pe... Pe Galu, nu pe Draco. E, așa că dacă și-a Draco bătaie, nu e vina mea. O să vedeți cam de ce e în stare acum. Hai să fac taunturi. Tu, lasă-l în pace. Hai, către public. Hai, publicul, să vă aud. Aoleu, mai bine nu mai steam, numai eu. Deci așa bun, deci pe Q îi fac semn. Hai, cheamă-mă, din nou cu aia. Bă, da, am dat să controlez partenerul? Nici nu știu. A, ce-a întors. N-ajung la el. Aoleu. O, ce-l atacă ăștia pe Draco, săracu și-a bătaie de la ăștia doi. Ok, i-a întors. Omul ce-l întoarce Redu. If he's not careful, hey, you're gonna absorb some punishment in a wrestling match.
It just goes along with the territory, and he knows that. Ce atacă mâna de labă. Hai bă, dracu, ce faci? Pe cât ești de mare, așa ți-e bătaie. Iese din pie, nu-i problemă. Bun, hai că bate tag-ul acum. Ce-a întors? Îți simt mâna întinsă, zici că-s la cer și de aici. O, ce powerbomb mișto. Ce dracu am o insectă pe ecran. Bă, cum să-și ia dracu bătaie în hall-ul ăsta? Au tăbărât ăștia doi pe el. A, mă, Galu-i nervos, Galu-i nervos. Tu, lasă-l în pace, te rupe dracu. Hai, bat, dă mâna. Dă mâna, aruncă-l pe ăsta în col și dă-l în coace. Vreau prospătură. Gata, am bătut tag-ul. Jucăm cu Galu acum. Și pua, cu suplex de ăsta mișto. Bă, ce dracu, mă? Îl controlez pe dracu? Stai, mă. Control Singman. Așa. Ok, gata, am pierdut chestia cu rating-ul, dar nici nu mai-mi pasă. Cred că am uitat să dau contrazăs partenerul. Ai, nu mai avem chestia acolo, a rămas pe atât. Am schimbat eu aia, trebuia să o anuleze mai bine. Bun, hai mă, vreau să joc cineva, joc ca ăla de pe margine, what the fuck. Bine, lui Galo-i plăcut să stea mereu pe margine, să-i lase pe ăștia să se bată între ei. Au. Mamă, doar 3 reversuri, atât de prost e Galo. Mă refer în joc aici, la bătaie mă refer. Hot tag numești. Ok, i-am întors aici. Mi-a întors și el. Ok, întoarce aici Galu. Elbow. Hai să dăm cu o semnătură de aici. Și Shooting Star Press. 1, 2, atât. Aici din ring. Headlock. Now that's how you make a statement. Au. I'm not sure how much more he has to give. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to do the last thing you want to do. Ăsta-i nebun, se suie pe colțul lui acolo. Mamă, ce nașpa e aici. I remember that like it was yesterday, Cole. Instead of putting Horowitz away, Skip thought it would be a good idea to do some mid-ring push-ups. As you were saying, the decision ultimately came back to haunt. Au. A, ba, nu mi-a scăzut rating, uite că-l mai am acolo. Înseamnă că doar mi-a mă refer, nu mi l-a anulat, doar mi-a scăzut din el, din fericire. Cred că i-am întors, da, i-am întors semnătura. Aici, au. A pus jos. Au. Ba, ce mă atac aici? Auci. Am crezut că-mi dă submission. No, acum Galu și-au cea mai multă bătaie. Săracu. Și un face first aici. X-Factor se merge. Așa, bucură-te, bucură-te că ce-mi faci. Ma, dar nici reverse-ul nu este să dea. Hai că am ieșit pe aici.
asta e jos. Yeah! Bă, dar ce-i drept parul ăla că mai sâldă așa în cămașul? Și... neckbreaker pe care mi-l întoarce. Au. Da, no, și acum o să mă bagi o corească ăsta. N-am nici reverser, am și debuff-ul ăla. Aia n-am ajuns. Au. Ce am ieșit? O să fie lung meciul ăsta. Opening for that finisher it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Man, what a move. Fuck, te-am bătaie și-a luat găluțul. Ok, i-am întors aici. Ești de aici. Bă, galul e huiduit. De ce e huiduit galul? De ce e huiduit galul? N-aveți motiv să-l huiduiți că face? Shooting star press pe care îl ratează. Mă rog, îl întoarce ăsta la au. Ba, mi-a dat ăsta cu twist of fate. Bun, a întrebat pe aici, dracu. A, vrea să-mi dea suentă în bambu. Hai că pe ăsta poate îl întorc. Ce ziceam? Vrei tu să sardă pe colțul ringului? Dai jos. Ia, hai să vă arăt ce finisher am. OMG. Uite ce frumusețe de finisher ce am cu galul. N-are el cel mai mare overall. N-are cea mai mare rezistență. Dar uitați aici ce frumusețe de manevră dau. Lu dracu o să-i scadă puțin. Moment, îmi mudăm lui boy. Sper că nu mă întrerup pe fraierul ăla. Așa, fă-ți și o cruce. Și coast to coast. Nu prea s-a văzut animația fain, dar asta e altă parte. Bine. Hai cu un pin, i-am dat un coast to coast. A ieșit. Hai, dracul ține pe ăla. Hai să încercăm cu un submission. Încercăm, da, nu cred că e bun submission-ul acum. Da, încercăm cu un submission. Asta e un fel de Hell's Gate, văd. A, da, cu am uitat care e resiliency acesta. I can't believe I'm gonna say this, but I'm with you, Cole. So unbelievable that he broke out of that. Ooh. Ow. I think we're about to see a high risk move. Yeah, iar vrea să-mi dea cu Phantom Bomb, îl întorc și pe ăsta. Nu l-am întors. Am zis că îl întorc pe ăsta. Mamă, ce-am întors aici. Hai, nu spune că voia să-și dea comeback-ul pe... pe Red. Dar aș da cu ba comeback-ul pe mine. Da. Îmi dă comeback-ul. Au! Și... dropkick pe... nuts. Au. Oh. Aoleu, ce... ce bătaie ne luăm. Dar degeaba. Edge din ring. Și acum un salt. Au. Fuck. Resiliency nu mă risc. Hai că mai au damage să mai fac cu resiliency. Deci putea să intervină Draco. N-am mai intervenit. Trebuie să fac neapărat tag-ul cu Draco. Hai că-i dai o lecție cum se sare. Ia vină un coach. Și... mi-ntoarce și el. Aici numai pe reversal-uri. Ce faci, bă? Dai jos.
Double team. Hai, vine acum băiatul greu. Dai jos și... Bă, mă enervează chestia asta. Controller, dă la cu ăsta. Top în galul contra, vreau să-i controlez pe amândoi. Da, văd că tot îmi iau bătaie. Galule, de ce nu-l pălești? M-am ferit. Da, așa. Băgăm și te pui cu Argeșanu care văd că nu prea face nimic meciul ăsta. Hai mă, l-ai răpus pe acolo și ție bătaie acum. Ia vină cu ace. Și Suplex City, bitch. Ia vă că lumea e de partea astrolars, că sunt mai populari. Dracoș cu Galu au în total vreo 10.000, 11.000 de abonați. Ăștia au, nu știu, câteva sute de mii fiecare. De ce m-a suit pe colț? De ce m-a suit pe colț? Cum facem asta? Băi, eu l-am făcut pe Brock Lesnar, mai sare Brock Lesnar așa? Bine, sărea Brock Lesnar așa până 2000, nu acum. Da. A făcut și Draco Shooting Star. Luați-o past. Hai să încheiem meciul. Hai să încheiem de fapt cum am încheiat atunci cu Colo. Și cu un F5, cu o frumusețe de F5. Hopa! It's over. Și BOOM! Da, are resiliency, nu-i bine. 1, 2, a dat resiliency-ul. Au. Fuck. Mai bine îi dădeam cu finisher-ul lui Alpaca. Că na. Ăla n-are resiliency. Vrea acum să dea Shooting Star Press. Da, degeaba. Nici nu trebuie să-mi apară că îi dau. Reversal de ăsta. Ia vină-o încoace. O serie de power bomb-uri, ia vină-o încoace. Boom! Și încă unul. Boom. Wow. Enough's enough. Just when you thought he had nothing left. Aici de aici. Like hai să mai încercăm un F5. Pe care îl întoarce. Nu cred așa ceva. Nu cred așa. A întors F5-ul. Deci a întors F5-ul cu un twist of fate. Ia o pastă. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. Trust me, if you're. Acolo că vrea să-mi dea un OMG. Hai, hai cu un pin așa. 1, 2. A ieșit. Bă, da, mereu mi-a spart capul. Uite și tu. Redisparge capul lui Draco. Îți de elbow. Aici de aici. Aole. Au. O se ține redul la bătaie. Se vede că îi dă la din ardeal. Sunt bune ardealienii pe bătaie. Dar nu suficient de buni. Dai jos. Stai mă. Stai pe Brock Lesnar, ar trebui să aibă manevre de genul ăsta. Dacă nu le-ar întoarce. Și Galu. Ok, hai să jucăm cu Galu. Michael.
Wow, deja mi iau bătaie. Eh, nu ți-e chiar așa. Au. Au. Dropkick. Inside the ring now. Too quick for him there. Oh boy. Și i-a spart capul. I don't like the look in his eye here, folks. Looking for the extra. Ia, îl întoarce. Nu l-a întors. Hai cu un pin, nu pune pinul, pune acum pinul. Poate îl dă resiliency. A dat resiliency-ul, a dat resiliency-ul, e bine și nu mai are. A dat 3 resiliency, nu mai are resiliency acum. A vrut să dea MG moment. Cred că a vrut să dea MG moment, că văd că mai am o finisher acum. Hai să fac energia că vreau să-i pun un submission. Am submission, așa. Hai, nu mai are reversal, ăla e pe afară, de afara ringului. Hai. Am încercat un submission, hai că încerc să provoc mai multe daune. Ia, am dat drumul. We know what's coming here. Au. A, stați să vă arăt ce. Mi-au să amintesc ce semnătură mai are ăsta. We know what this means. A, dacă nu-mi dădea asta era mai bine. Ce atacă la mână. Ok, am întors aici. Ia ridică-te. Ia ridică-te, mă. Ia ridică-te, ia. Bă, știi cine știu? Răzgalul! Fac ce vreau când vreau! Dacă nu fumez, fii sigur că o să beau! Hai cu un pin! Vei ce norocul! După o serie sănătoasă de pumni, a întrerupt alpaca la Bagion. Hai mă, revinoți! You can see the wear and tear that this fight has taken out of these men. Ok, i-am întors aici. Ce? Escapes trouble there. Bun, Darian Red, ești al meu. Hai cu energia mai repede. Pizza, acum îl facem să cedeze. Hai, câștigăm cu galul, câștigăm cu galul, câștigăm cu galul. Hai să mor tu că nu cedează. Nu știu dacă se aude când apăs. Se aude, dar degeaba. Bine, Draco, fă tu să cedeze că mai ai un finisher. Dați. Control assignment, așa. Ce-a întors aici? Iar a întors. Hai că măcar i-am scos reversal-urile. Bra. Ia vin omul încoa. Bă, încoa mi-e aici. Redule, ia vin încoa. A întors iarăși. M-am mutat în altă parte. Are două. Are fucking două finisher-uri. Ma, dar numai cap. Numai alpaca are capul întreg acum. Ce faci, mă? Ia vină încoa. Ce faci, mă? Ai, mă. Am vrut să dau finisher și m-a prins în manevră. Deci, cum spunea, meciul e pe bază de capete sparte.
And one more time. Oh boy, he is rolling. No, oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Hai să dau o set de puncă, vreau să-i dau un Kimura, vreau să-l fac pe ăsta să cideze, dar nu reușesc. E bine să vrei. E asta nu se ridică. Le dau F5 amândurora. Sau, hai să-l mai lăsăm pe galul să se joace un pic. Și l-am aruncat de aici. Dracu, e nervos, e plin de sânge aici. Ia vino încoace. Ok, l-am scos pe ăla din joc. A luat rollout. E bine asta. He wants no part of the outside. He's inflicting some serious pain here. This is the beginning of the end. Hai, Kimura, road break. But I don't know how much gas he has left, guys. Look out, that can break bones, guys. Dar el red, vino cu aici. Hai că-i dau un F5, n-am putut să-l fac să cedeze și... A întors F5 acum. Bă, nu, înțeleg ideea că nu-ți subestimă adversarul. Dar nici chiar așa, că-mi dă acum mare Swanton Bomb. Mă, redul ăsta e incredibil. N-am putut să-l întorc. Nu știu cum schimb buff-urile alea între ele. Abilitățile, mă rog. Uite-l. Bam! Hai mă, pune-mi pinul dacă ești tare. Și acum să vezi că ies la 1. Mă, a lovit arbitrul. A lovit arbitrul. E bine că a lovit arbitrul. Galule, ești un geniu. Taking on any more damage here could very well mean a polit arbitru din fericire. Au făcut și ăștia tag-ul și acum intră ăsta mai fresh. Cred oricum a fost bătut în ultimul hal. Oh, ce m-au luat ăștia. Acum sunt pe 0. Trebuie să întorc finisher-ul ăsta, cred că are acum Balls of Jericho. El am întors. Stai jos. Redule, ești mecherea, vină cu a. Mi-a dat cu opossumul și îmi pune acum Walls of Jericho. Dar asta nu este o problemă pentru Draco GG, pentru că avem Resiliency. Am scăpat. Redule, ia vino cu Ai uitat pe cine este făcut al nostru? Ia de aici un Suplex City pe care îl întoarce. Bă, oamenii ăștia sunt incredibili, doamne. Și nici nu mai pot să-i întorc. Nu știu cât sânge e pe fața lui ăsta. Hai de capul meu. Perfectly executed. Mult sânge aici. Și galul prinde sânge și el. Ba, n-am găsit punctul ăsta. Iar de acum de chain wrestling. Ești primul? Hai că am ieșit primul. Ca un guri. Eu am fost primul. A întors. O, da, ăștia întorc manevrele. Mă-mi bat picioarele. Da, acum cred că mai fresh este galul. Doar ești pe ăsta spatele, văd. Au. Câte huiduieli pentru ăsta. Bine, așa e heal.
Deci nu mai... Nu mai pot ăștia cât au dat în dracu. He doesn't want to do this outside the ring. Hai, double team. Intră acum și Keliosul nostru. Pa. Opa. Acum controller assignment, să luăm pe gavă. Boom. Să-i scot. Ok, nu mai are reversal-uri. Hai să... Ia stai jos. Vreau să-l dau mai într-o parte. Au. Too fast. Ia uite-l, mă. Face asta power bomb-uri. Dă forță pe el. Cred că o să fac acum un tag. Da, vrea să facă tag-ul. Mamă, Judas Effect. A, vrea să-mi dea acum Walls of Jericho. Însă, degeaba. Ma, cum am întors-o. Am zis că o să fie un meci lung, dar măcar este spectaculos. Sper că nu i-au cust ochelarii. Tagged in. Acum Redu. Slam down with authority. The human body can only absorb so much of that. Nobody controls the pace of a match. Aoleu, X-Factor cred că a fost ăsta. He's looking at it. It's got to be hard to rebound from that one. He's got him covered. One, two. And he got a new am dat reziliență ca să ies. Dacă nu întorc acum, că sigur o să-mi dea Swanton Bambu. Ok, îl atacă pe dracu. E bine. Poate apuc să-mi revin eu. Just a remorseless assault on the neck. Ok, văd că a venit pata pe dracu. Big move coming. He has something big planned. Oh man, what a hit. Darian Red, ia vino cu aici. Hai că te face galo acum să bați palma în podea. Triunghiul morții, lovitura dragonului, asta trebuie să-l facă să cedeze. Hai mă, deci nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. N-a luat destul damage. Boom. When this guy's on, look out. Ia vino cu aici. Și pum pum pum. Yes. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Ai, fă-ți energia, îi mai dăm o. Eu vreau să-l fac să cedeze. Că tot nu mai are reziliențiu. Ah, că-l ține cu toată forța. Dacă nu e stare să-l facă să cedeze. Deci e incredibil așa ceva. N-are ăsta forță. Se rupă capul. Interesting decision here, Corey. I don't know, I kind of like it. He clearly wants to inflict some more punishment. Uite forță pe galul.
Hai, tag-ul. Draco, aranjează-i. Într-o cement. Și suplex! Opa, mi-a întors aici. Uite-l cum dă. Cred că am făcut resilience acum. Vrea să-mi pună pinul. Îți este așa ușor. Toala cât sânge are ăsta. He's making a statement here with this attack. A întors iarăși. Deci e incredibil cum întoarce ăsta. Unificat. Hai să-l punem sus de tot. Ia vino cu aici. Haide. Hai da vino cu aici. Așa. Mi-a întors. Deci e incredibil omul ăsta. Se vede că e pe Legend. Să nu vă mai aud că ziceți că nu, că nu-i pe dificultate, că puii mei. Deci ăsta atacă picioarele. Atacă picioarele deși... n-a dat deloc damage pe picioare. E așa, pune mâna la OO. Ia vino cu ăla un suplex. Câtă forță are omul ăsta în el. Hai, hai că mai întorc un finisher acum. El mai scoatem pe ăsta odată în din ring. Redule, ia vino cu aici. A lăsat pe gubaș. Îi dau cu F5 dacă nu pot să-l fac să cedeze. Boom. Raw break. Alpaca, nu mă atâși de vină. Hai că-i dăm așa numai pumni. Îl țin în pumni. Da. The reversal. Ce faci, mă? Recent în ring, dacă a intrat în ring acum. Hai să dăm și un super press sau ce o de aici. Cred că îi dau un backdrop. Ma, ah, dar nu mai pot. Iar a întors. Nu ți iese chiar așa. Hai că poate dau acum să cedeze. Hai că nu intră la. N-am făcut să cedeze. Am atacat la mână. Leg drop. That was just one of those matches that the men involved shooting star press. A legendary performance. Alt shooting star, dar ăsta întors. Twist of fate. Mă duc te manevre pe galul aici. I might go home and watch a replay. It was that good. And Goldman. That's it for this tag team match. And what a thrilling match it was. If you're not feeling good about yourself after a win like that, you better get yourself checked. Ce meci! Ce meci! Cred că 40 de minute a ținut meciul ăsta.
Aute cât zice pe capul lor. În fine, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți sugestii de alți wrestleri, să lăsați comentarii. La show următor vom avea un debut. Veți vedea cine o să debuteze. Indiciu. E înfricoșător. Bun. Încheiem aici episodul și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.